salutare, abonații mei, cei mai deștepți și cei mai inteligenți. Drept dovadă, astăzi avem un episod special. Ce e la mine în mână nu este acel episod. La mine în mână este un microfon Olympus ME52. Se poate îndoi cu jack, se poate pune și la DSLR. Eu îl voi folosi azi la lavalier. Deci, îl montăm așa frumos, îl punem pe suportul lui, care îl putem agăța de hăinuță. Avem aici toate combinațiunile. Îl pregătim, e un microfon profesional. Îl agățăm frumos aici. Îl punem să nu-l lovim. Avem microfonul aici, e totul ok. Firul să nu-l lovim, îl băgăm și pe el pe dedesubt. E tot perfect. Scoatem acum și studioul portabil profesional. Olympus LS12. Olympus LS12. Cine știe, cunoaște. Știe că acest reportofon este unul foarte bun, foarte scump. Și avem aici intrarea de la microfon. Avem și line in. E foarte șmecher. Îi dăm drumul. Îl avem pe quick mode și apăsăm direct rec și o să se aprindă butonașul, vedeți? Și acel level îl puteți vedea în funcție de cum vorbesc eu. Facem o probă, doi și urcă. Acum să băgăm acest recorder în buzunar, luăm camera și facem un tutorial profesional cum să facem o steluță ninja, pe care, bineînțeles, o vom folosi în viitoare experimente. Ok, dragii mei, începem prin a deschide o filă de crom. Scriem aici steluță ninja. Ia să vedem ce putem găsi. Ne uităm după un model, după care îl vom scoate la imprimantă. Dăm frumos la imagini. Să știți că sunt o grămadă de modele care mai de care mai frumoase și mai... Și asta e mișto, dar e lănțișor. Și astea sunt frumoase de făcut. Și gheara asta e șmecheră. Mi-ar place steluța asta. Și asta e frumoasă. Ia să vedem. Asta e pe ocazie. De fapt, se găsesc și la vânzare, doar că eu vreau să o fac solo. Nu am nevoie de altele. Ia să vedem. Aici sunt chiar foarte multe modele. Eu zic să ne uităm sus și observăm chiar mai multe. Și asta e simplă. Aici ar trebui să ne gândim un pic. Dacă vrem să o facem ca pe asta, avem de dat câteva găuri. După ce dăm aceste găuri, cum observați aici, după aia vom tăia. Eu zic să fac una, am nevoie să aibă și colțuri puternice. Aș vrea să fac una, ceva în genul ăsta, doar că să fie un fel de V. De fapt pot să-l prelungesc eu, atunci o iau pe aceasta. Am nevoie de o poză dreaptă. Hai să o luăm pe asta. Vedem aici o steluță. Să o copiem prima oară. Îi dăm aici save. Căutăm poza, am găsit-o aici, o să dăm un click pe ea, pare chiar ok, chiar e mișto. Ok, asta e cum trebuie. Îi dăm aici un print după ce pornim imprimanta și băgăm frumos o foaie. Ca să fac economie de cerneală și să o fac cât mai ok, eu o să folosesc Adobe Photoshop. O deschidem frumos, o căutăm pe desktop. Ia să vedem, scriem un S, steluța aici, după care o să îi scoatem toate chestiile astea, pentru că nu asta ne interesează. Adică am făcut-o, i-am anulat tot fundalul, am făcut-o PNG. Ok, și acum să o salvez. O să vă arăt imediat cum îi dăm save as. Îi scriem aici un PNG
steluță și punem 1 mulți de 1. Bine, eu am pus așa, voi faceți cum vreți. Se salvează tot pe desktop. Îi dăm aici, ok. Save now. După ce am salvat-o, o găsim aici, vedeți? Acum e curat tot în jurul ei. Mergem pe Photoscape. Editor. Deschidem frumos un white. Așa. Băgăm un object. Și în acel object o să punem steluța noastră. 100, 100, 100, 100. Vedeți? E cât se poate de perfect. Și o să-i dăm un crop 4:5. Mie așa îmi place să-i dau un crop 4:5. Fac. Băgăm un save. Să nu uităm pe acesta să fie JPEG. Așa, îi băgăm o denumire. Iar acum ne uităm după el. Îi dăm un print și ne uităm. Acum e perfect. Ca să nu ia nici foarte mult, adică asta e coala de A4 și să nu folosim atâta cerneală și nu o facem atât de mare. Dar cât e aici va fi absolut perfectă. Ba nu, cred că așa. Așa e un pic mai mare. Îi băgăm un print și o așteptăm să iasă. Ia să vedem. Imediat. Imprimanta își face combinația ei. Nu e deloc mare, e chiar perfectă. Deci, dacă ne uităm bine, pe lângă mâna mea, va arăta foarte bine și e destul de mare. Ok, dragii mei, așa arată steluța decupată, ca să îi păstrez forma. Iar eu am găsit o bucată de inox, deci e destul de gros, observați, e chiar grosuț. Deci vom face o steluță ninja foarte puternică din această bucată. Se taie foarte greu, e foarte gros acest inox, deci e foarte masiv, dar vom face cea mai periculoasă steluță ever din inox. Spor la treabă. Gata, am terminat. Am făcut și șablonul, deci așa va arăta. Bine, acum nu e totul perfect drept, dar în mare vom avea o steluță foarte puternică din inox. Ia uitați ce groasă e această bucată de inox. Putem spune că e chiar foarte groasă. Deci vom avea o steluță foarte puternică. Copiii, niciodată să nu umblați fără ochelari de protecție, da? Deci eu port ochelari de protecție în timp ce tai cu flexul. Haideți să vă arăt unde am ajuns. Ia uitați cum arată această bucată. Deci au fost câteva bucăți foarte groase. Mi-am tocit piatra de flex. Deci o să iasă o steluță pe cinste. Acum trebuie să schimb piatra, deoarece trebuie să-i fac formele acelea, vedeți cum le-am făcut aici. După care voi pune altă piatră să o finisez, după care vom ascuți să taie și pâine. Așa, doamnelor și domnilor, până acum am ajuns aici. Deci, după cum vedeți, arată foarte bine. În momentul ăsta am terminat toate laturile de pe partea asta de ascuțit, după care le voi finisa la polizor aici. Acum le ascut pe partea asta la altă.
E gata. Ascuțită pe toate părțile, acum trebuie doar finisare. Frige, frige, frige! Cam atât, dragii mei, pentru ziua de astăzi. Ați învățat cum să faceți o steluță ninja. Nu e ea tocmai perfect în cele mai mici detalii, dar este foarte bună, foarte criminală. Ați văzut-o în acțiune. Nu ruginește niciodată, e din inox. Nu e foarte ușoară, e foarte periculoasă. Aveți grijă cu așa ceva, nu vă jucați cu așa ceva și încercați să nu faceți așa ceva. Dacă nu știți, nu aveți culele necesare și mai ales cunoștințele necesare să lucrați cu utilaje periculoase. În general am făcut eu chestia asta ca să nu trebuiască să o faceți voi. În episodul care urmează o vom vedea în acțiune. Așa că rămâneți aproape. Aveți toate linkurile mele în descriere, pagina de Instagram, pagina de Facebook oficială și tot în descriere găsiți ultimele vloguri. Puteți da click pe fiecare. Vizionare plăcută și nu uitați, ești curios? Perfect! Urmărește profesorul expert!